Ai mai filmat vreodată cu degetoarea tot ruptă? Intro? Perfect, e un intro excepțional. Excepțional! Puteți să ne trimiteți intro-urile voastre pe adresa de e-mail intro mereu de oriunde aron@gmail.com. Dar nu merge ăla, uite, trebuie să zbieră acum. Gata. Că eu mă plângeam. Păi vezi ce tare se aude acum de la mine. Păi da. În acest episod o să vorbim până la urmă despre câteva seriale horror de pe Netflix. Și o să încercăm practic să ne vindem unul altuia serialul. Și încercăm să ne convingem dacă e bun sau... Să ne uităm la ceea ce am văzut fiecare. Rău. Dacă e rău, nu știu ce e fac. Ok. Cum să nu? Eu am rele. Vrei să... Păi și eu am rele. Păi da. Păi zi tu. Începe. Multe. Nu, tu. Eu încep. Nu, dar te rog, tu. Okay. Insist. Fii atent. Primul meu... Hai tu acum. The Haunting of Hill House. The Haunting of Hill House este despre o casă pe un deal care este bântuită. Am ghicit, nu? Ai ghicit. E cu tantea asta de care îmi place mie. Da. Ți-am de ce îți place de ea? Pentru că are o vârstă și arată bine. Ok. N-am știut de preferințele tale. Dar continuă. Îmi plac tantiile care se țin bine la o vârstă. Tantiile de apreciat, care știi? Se... Bun, bun. Așa. Zi, acum zi numărul tău de telefon, așa, ca în trecere. În serial avem o familie, soț-soție, care cumpără casele, reamenajează și le vând, case vechi. Da. Și vin cu vreo ciurdă de copii și în primul episod, în prima noapte, toată lumea fuge, tante a murit. Ce? Asta s-a întâmplat, toată lumea fuge că tante a murit. În aceeași noapte... Au cumpărat casa și au murit tante și au fugit? Tante a murit. În câteva săptămâni tante au luat-o razna și încep să apară fantome, monștri, chestii peste tot. Copiii sunt speriați de nu mai știu de ei. Ok. Bărbasul nu prea e personaj multă vreme și tanti e când normal, când nu e. Păi ne-ai zis că a murit? Înainte să moară. Înainte să moară. Și după ce a murit. Și serialul este merită urmărit sau nu merită? Da, The Haunting of Hill House merită. Eu suspectez că nu este un serial bun și Alex îl recomandă doar pentru acea tanti care îi place lui. Printre al... Nu, chiar e bun, chiar e bun serialul și tanti e bonus. Tanti e bonus, așa, nu se așa, zi, poate. Tu ce ai? Eu am numai seriale bune, clar. Da? Da. Te ajut eu cu din alea proaste. Chambers, caută Chambers, să vedem. Despre ce-i Chambers? Păi tu îmi zici despre ce-i Chambers. Despre o casă cu camere și lucruri urâte se întâmplă în ele. Absolut greșit, felicitări. Atunci nu știu ce e. Despre un hotel cu camere unde se întâmplă lucruri nașpa. Despre un spital cu camere unde se întâmplă lucruri nașpa. Nu, încetează, gata, oprește-te. Este despre o fată așa, care la 18 ani face infart. Wow. Și moare. Așa? Aproape moare, nu moare. Intră în comă. Asta-i. Și? Și primește un transplant de inimă de la o altă fată de tot, păi, probabil 18 ani. Transplantul de inimă o salvează? A, e băgată în comă. Da. În comă indusă. Da. Am înțeles. Asta indusă. Era problema, nu înțelegeai starea ei medicală? Da, e comă indiană. A, e comă indiană, că da. E indusă, știi? Așa zi. Pune-mi pe pauză, să dau cu ceva în cap. Primește transplant de inimă, așa. De la o altă fată super bogată. Așa. Ideea este că părinții fetei o cunosc pe asta care primește inima și bineînțeles că văd în ea trăsături ale fiicei lor. Normal. Și vor pentru să... Pentru că e perfect medical susținut treaba asta. Încetează cu cu chestia asta medicală, vorbind despre ficțiune, și n-au filme. De psiholog, nu să trebuie să fie adevărat. Mi se pare. Și îi vor să o trimită la o școală din asta de prestigiu, unde, din câte am înțeles, acolo învăța fata lor și acum ea îi cunoaște pe toți ceilalți colegi. Încep să se întâmple lucruri horror la colegiul respectiv și încep să moară oameni, să se transpună în altă realitate, să intre prin pereți, să se despice piepturile și inimi la vedere și așa mai departe. Fata asta devine cumva fata care a murit și i-a donat inima și se pare că fata aia era un pic
satanist. Satanist, o criminală, o creepy, vă omor pe toți pentru că pot. Următorul serial de pe Netflix nu e făcut de Netflix. Nu e făcut. Tu ai terminat? Da. Zi, cum îi spune? Bates Hotel. Bates Hotel? Ai văzut Bates? E clar. E despre o continuare de la Psycho, pe omoară, continuare. Cuțite, perdea nu, de duș. E înainte. Înainte. E toată povestea de cum a ajuns Norman Bates. E de la executive producer de la Lost, ceea ce nu înseamnă nimic. Nimic, absolut. Asta am vrut să zici care e faza. Și ce e cu asta, da? Continuă. Și noi toată povestea între el și maică sa. Oamenii aveau o relație foarte nesănătoasă, gen... Maică-sa era prea, în sunetele pe care le scotea, zici că era mereu cu un bărbat, în intimitatea lor. A. Și era ciudată, mai ales cu fiul, bă, mai lasă-l mai mare, o leacă. Și, dar nici ăsta nu era întreg, normal, nu știa cum să facă să doarmă cu maică-sa. Să doarmă. Bun, și e, ideea la asta e că Bates, că Norman are scene în care pur și simplu își pierde cunoștința, dar el merge mai departe pe pilot automat și atunci face rahaturi, face prostii. Și crede că maică-sa le-a făcut deja, de fapt, nu el. E un mecanism de apărare, e ciudat. E foarte interesant și frumos să vezi totul din spate, mai ales știind ce urmează să se întâmple, da. E fain. Dar e bine produs, e bine filmat, e bine jucat, e... o poveste foarte faină în spate cu toată lumea. Ok, interesant. Ăsta trebuie văzut. Ok. Bun, hai să trecem la următorul al meu, care se numește Wynonna Earp. W-Y-N-N-O-N. Știi despre ce e? Nu, ghicește, fă ceva, pune pauză și ghicește. E despre o tipă. E clar, ghici cum o cheamă. Wynonna. Genial, Alex. Și din poster, cred că e ceva... tonul western. Te apropii? Interesant. Texas chestii? Nu chiar Texas, dar western și western. Femeie și Wynonna și Fibon. Oh, mai. Acum văd că e făcut de Sci-Fi Channel. Da. Deci e clar nașpa. Da. Sau primul nu, dar chiar e nașpa. Sau nu primul știu sezon cum chiar poate să fie fain. Păi am văzut că e Sci-Fi. Ah, e okay. Produs de Sci-Fi pentru Netflix. Ah, ok. Ceea ce înseamnă că sunt faine primele 5 minute și ultimele. Știi? Și atâta trebuie să vezi din da. El. Păi e cliffhanger. Se termină în cliffhanger fiecare episod ca să te uiți la următorul, ca bolovanul. Am înțeles. Și în mijloc nu se întâmplă și nimic. Și nu-ți place să fii bolovan? Tipa pare drăguță, m-aș uita la câte episoade. Dar mă uit la câte episoade numai de drag. Asta e Wynonna? Nu, asta. Asta e Wynonna? Asta. Polițista? Popa. Ce-am făcut? Ce s-a întâmplat? S-au pupat două fete. Cine? Două fete. Ah. Wynonna cu asta. Și una a rămas agățată în bluzița ei, super decoltată. Oh, ce moment intim. De Wyatt Earp, ai auzit? Wyatt Earp? Legendarul șerif din Vârstul Sălbat, Wyatt Earp. Ghiși cine este Wynonna. Este stră nepoata lui. Așa. Care ce face? Se luptă la fel cu răufăcătorii, care de data asta, pentru că e 2019, nu mai pot fi cowboy și din ăia care fură pungi cu bănuți de aur, și trebuie să fie demoni și spirite. Și asta e omoară. Și... Da. Pupat cu alte fete. Și pupat cu alte fete. Pentru aia merită văzut. Eu o să mă uit la el pentru pupatul cu alte fete. Trebuie să pui pupat cu alte n-ai fete. N-ai cum, dar nu... dacă s-au chinuit atâta să pune pupat cu alte fete, trebuie văzut. Eu cred că nu... Dar care e raportul cu patate? Păi asta mă gândesc. Povestea în sine era, bă, să-mi puși, că câți moștri poți să-mi puști, să nu știu ce. Trebuie să faci o poveste de dragoste. Cu alte fete, bam, bam, se uită lumea la episod, bam, bam. Pupat cu alte fete, pupat din nou. Cu alte fete! Este un serial fantastic ăsta. Fantastic, absolut senzațional. Să știți că stau de ceva vreme și nu știu dacă mă lasă inima să-i spun lui Alex sau nu. Ce? Sau da cancel la serial? Nu. Nu știu decât câteva episoade. Cred că ai greșit trailerul, nu ăsta. Serial. Mă, Wynonna. Da, mă, uite. Acum vezi că acum pe omoară ceva. Tu înainte mi-arătai numai pupat cu alte fete. Nu m-a pupat cu alte fete. Acum se și omoară. Se și omoară, mă, ești nebun. Eu am știut că e ceva nu, de... Nu s-a uitat la fazele cu pupat, știi? El a zis... No, eu nici el nu are filtrul de 13 plac, plus, no. De 13 minus pe... Foarte urât ăștia. El e pe YouTube Kids. Treci la următorul. Care este următorul? Bun, tu când erai mic. Eu nu am fost niciodată mic asta, în primul rând. Dar continuă. Te uitai la Sabrina Vrăjitoare adolescentă?
Nu, dar știu despre ce e vorba. Hai, nu, era, era un sitcom da. Cu o vrăjitoare Sabrina da. Și mătușile ei. Și așa. Făceau tot felul de vrăji interesante și pisoiul Salem, amuzante la liceu și în alta. Și pentru asta eu m-am uitat la primul episod din Sabrina, Chilling Stories of Sabrina, care e... Nu e horror rău de tot, nu e, dar știi cum e când te aștepți să intri într-o curte plină cu bișoni maltezi mici și frumoși și dai de pitbull. Cam asta e, știi? Nu e un dragon. Nici ce te așteptai. Dar de ce aveai așteptările astea de... Pentru că era sitcom cu Sabrina. Era cu... Era Friends Sabrina, știi? Nu era... Era vrăjitoare. Era adolescent, avea tot felul de filme, cum se plimba în Italia, în Spania, în alea, și făcea aia vrăj micuțe, un tort, o chestie. Iar aici se întâlnește cu diavolul. Aici se întâlnește cu diavolul, mor o grămadă de oameni. E 2019, Alex, trebuie să moară. E forțată să semneze un pact legal cu diavolul în care își dă sufletul, dar între ei suntem chill, nu are nicio responsabilitate. Semnează acolo că faci tot ce vreau eu. Da, diavolul cam așa face. Deci tu ești cumva dezamăgit că ți-au distrus serialul din copilărie. Da. Vrei să vorbim un pic despre asta? De ce te uitai tu când erai copil la un serial cu fete care făceau vrăji? Toată lumea, bă. Nu toată lumea. Cine se nu se uita la Sabrina? Vrăjitoarea adolescentă. Bă, 99% dintre băieți. Și m-am uitat până la episodul 4 că dară, că poate face și o glumă, știi? Nu. Nu? Au murit oameni în glumă. Dacă vrei, uite-te, eu nu. Nu. Dacă intru în serial horror, vreau să știu că e horror. Nu să mă aștept că e Sabrina și ea. Da. Next. Următorul meu se numește Scream. Ghici despre ce e Scream, Alexandru. Dă-i. Păi Scream e bazat pe filmele Scream. Pa. Ba ghicit. Fai, Doamne. Reformulează că noi nu vorbim urât, noi nu... Nu pot, deci... La naiba. Okay. Nu pot să las... La naiba. E ceva urât? Yes. Naiba? Păi dacă ziceam... Firar. Oh, firar. Levălțica albastră. Ce ai zis, mă? Ce de asta? Scream sigur e bazat pe... Nu? Pe filme. E cu ăla cu masca... Bine, da. Și cu o glumă de glume din filme și una alta. Da. Primul se întâmplă exact ceea ce te aștepți. Se întâmplă un grup de tineri este hăituit de către un criminal cu mască care îi tot omoară. Așa. Și după aceea se moară între ei. Și avem pe Tommy Lee Jones în serial. O avem pe Tommy Lee Jones, la fel cum este Uma Thurman dincolo. E luată cu chirie, ea este directoriță și apare din când în când. Trebuie să fiu sincer. Da. Ți-am zis că nu l-am văzut doar ca să te uiți peste el, că mi-a plăcut tare mult. Tommy Lee Jones e bărbat. Cum mă? În primul rând. Nu Tommy Lee Jones. nu Tommy Lee Jones. Păi ce ai zis? Nu bărbatul, mă. Există o femeie Tommy Lee Jones? Caută! La cine te gândești? Te gândești la altcineva. Îl lăsăm un pic, un minut. Da, voi ce mai faceți? Hei! La 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 la! Jamie Lee Curtis. Și nu era Jamie Lee Curtis. E Jamie Lee Curtis, e directoriță. Da? E directoarea. Dar apare atât de puțin încât nu e. E luată cu chirie. Da, și mie mi se pare o confuzie foarte decentă Tommy Lee Jones cu Jamie Lee Curtis. Sincer, nu te mai judec. Păi e Jamie Lee da. Jones. Mi se pare o confuzie foarte plauzibilă, asta zic. Ok. Continuă. Așa, bun, ceea ce vreau zic... Păi stai un pic. Nu eu zic ce se întâmplă? Zi. Dar sunt între... Da, stai un pic! Sunt luate clișe, dar... Eu am o întrebare. În film au murit un număr rezonabil de oameni, da? Că ăla era criminalul, că nu era că a venit ăla, da? Ioi. Stai un pic să spun, fără ioi. Dar la naiba avem voie, n-avem voie, am dar ioi... Ioi, păi și mic. Ioi înseamnă... Nu înseamnă nimic, ioi. Înseamnă zi, ceva. Ioi. Într-un serial, având în vedere că ține o oră un episod, 40 minute nu contează, și pare 400 de actori, nu? Episoade. Asta vreau să zic, câți oameni poți să omori? Păi nu, cât omoară? Unul pe episod, nu? La asta am vrut să ajung. Da, mă, dai la liceu. Liceu mare, cu mulți, sute de elevi. Sunt mulți, da. Sunt mulți. Nici nu se simt între ei. Nici nu se simt. Asta vreau să zic, că dacă nu omoară unul pe episod,
nu mai are rost să te uiți. N-are rost să te uiți. Sau nu și te... dacă e omoară și sunt 48 de episoade, de unde ați actori? Ba, ești rândul meu, la limita realității. Vrei să cauzi? Cum îi zice? La limita realității. Ok. Așa îi zice. Este un fel de documentar slash iau, iarăși, serial. La producătorii executivi al lui The Purge. Oh. Oamenii obișnuiți așa, care povestesc un fel de cadru din ăsta de întâlnire de alcoolici anonimi. Oh, ce tare! Păi stai tare atunci. Am înțeles deja, stau și povestesc toți povești de groază ce li s-au întâmplat. Da, și în timp ce povestesc, se filmează. Arată... Nu, pe ăsta, trebuie să-l văd. Da. Dar nu știu, nu mi-am dat seama dacă ăștia chiar sunt reali, par reali, nu, sau sunt fai actori. Adică chiar sunt oameni obișnuiți cărora li s-au întâmplat lucrurile astea, sau sunt actori, haideți bă, știi cum sunt alea cu Storage Wars și Pawn Shop și nu știu ce, unde... Cred că 95% sunt actori. Sunt actori, e serial, dar posibil poveștile păi să fie nu, cei care interpretează rolul ăla, el când povestește că atunci când am avut 7 ani, am văzut o fantomă așa? În dulap și nu știu ce. Normal copilul ăla e actor când nu, îți dar arată, dar el... cred că e tot actor. Bă, s-ar putea să nu fie. Serios e așa de realist? Da, asta e mult mai interesant. La limita realității, băi. La limita realității. Sună bine. Este surprinzător chiar la limita realității. Mai continuă tu, că eu mai am încă unul. Au! Santa Clarita Diet. Nu. Ba da. Santa Clarita Diet, vreau să spun că nu știam de el și m-am uitat din greșeală la el. Așa. Din totală greșeală. Așa. Și este cel mai fain serial din univers. E genial. Genial. Pe care n-am știut că există și eu n-am văzut în viața mea. E cu cu Reese Witherspoon și Timothy Olyphant. Mi-e place de Timothy Olyphant. Drew Barrymore. Mereu, uite iarăși le încurc. Pe Drew Barrymore cu Reese Witherspoon le încurc mereu. Da? Drew Barrymore. Astea chiar nu seamănă, dar în fin. Habar n-am de ce. Așa. Deci în serialul ăsta o femeie, ei vând case, o femeie... Sunt agenți imobiliari, da? Se trezește că... vomit în cel mai spectaculos mod peste tot în casa pe care o prezintă clientului și după aceea își dă seama că e vampir, nu-i vampir, e moartă, că e zombie. I-am arătat cuiva serialul care, unei persoane care nu se uită la horror, urăște horror de tot și s-a îndrăgostit lulea de el. Dar nu e, asta e, că nu e horrorul ăla, sau nu omoară pe nimeni într-un mod horror. Mai e sânge peste tot. E sânge și sunt oameni despicați în două și așa, da? E la mod, la omoră pe ăsta, pare rău. Pot să nu mai fii important deci 20 de minute și cât te filmăm aici? Mai cum mi-a scris și cât te uita la ea? Sărâna. Am glumit, vorbește. Nu, te rog, vorbește, plec eu de aici. Maică-mea, nu? Se toarnă asfalt la noi pe stradă și e maică-mea tare entuziasmată. În sfârșit, după 1 milion de ani, se toarnă asfalt la noi pe stradă. Unde stai? Pe calea Victoriei? Doamne, m-am săturat de cât de amuzant sunt. M-am săturat. Deci, Santa Clarita Diet este probabil cel mai recomandat serial de astăzi. Știi altul mai recomandat? Mm. Ok, Stranger Things, poate că e sezonul 3. Dar nu e la fel de fermăcător nici într-un exact, caz. Exact. Clar, chiar foarte bun, jur. Da. Știi ce am zis, că jur. Tu mă credeai oricum, adică nu trebuia să jur. Și e optimistul ăla, optimismul ăla nebun în care... Da. Ne descurcăm, noi omorâm oameni, dar n-are nimic, tine. Și îmi place și chiar și de fiică sa și de vecinul ăla. Da. Și, Doamne, toată lumea e bine, bă, e rar, foarte rar când iese ceva așa bun. Vreau să spun că am citit de Drew Barrymore că era pregătită să se lase de actorie, să gata. Înainte de serialul ăsta, serios? Nu să se lase de actorie, pur și simplu să-și vadă, nu știu, de familie și ce business urmai are ea. Și a primit scenariu. Și a zis, dacă nu fac serialul ăsta, mor. Deci așa a fost. Am zis, pierd o șansă unică în viață dacă nu fac serialul ăsta. Și felicitări. Asta e partea bună și acum vine partea proastă. Și anume că sunt 3 sezoane și după sezonul 3, Netflix a avut starea de spirit să-l anuleze. Nu! Ba da. A anulat, pe cuvânt. Nu știu de ce. Asta nu mai știu de ce. Din cauza noastră. N-am făcut episodul ăsta mai devreme, serios. Și au dat cancel. Și Lost. Pe bune.
Poate putem să facem o chestie în asta, să... O petiție. La fiecare episod să amintim de el. Să urlăm, bă, Netflix, bă, bă, dacă te prind, bă! Nu, mă enervează Netflix. Dă cancel la o grămadă de seriale bune cu actori buni, pentru care oamenii și-au făcut abonamente și după aia se miră ca prostul în poartă. Bă, de ce se dezabonează lumea în America? Oh. Că ia uite ce de seriale reality TV le dau. Dar oamenii vor să plătească pentru programe bune de calitate, să se asocieze cu ceva cool, ca restul emisiunilor mele. Ting, ting! Eu al meu următorul. Tu, al, nu, meu. Că oricum da zi altă, că eu mai am încă Black Summer. Black Summer, stai un pic, stai așa când vin, fii atent. Black Summer este despre o vară în care soarele nu răsare. Nu, e cu zombie. Pune la oaltă toate scenele care au fost tăiate din The Walking Dead. Scenele cu alergat. Că în The Walking Dead nu-s The Running Dead. Sunt walking, ei mă merg. De-aia Walking Dead se mișcă în ultimul hal de încet. Că ei merg. Doamne, dar aici, cât timp liber ai să te gândești la așa ceva? N-o să vezi cadrul în care cineva nu aleargă. Da? Deci e cel mai alergat serial din lume. Și zombie? Și foarte puțin. Și zombie aleargă zombie? Și zombie aleargă, ca nebuni. Și ai foarte puține scene în care ai dialog. Și totuși funcționează. Înțelegi, pentru că vezi ce se întâmplă. Și serialul unde apar zombie și alea, așa. Imediat ce ești mușcat te transformi și începi să alergi după toată lumea. Instant? Instant. Bă, de, sunt zombie care aleargă. Dar sunt din aia care aleargă. Și sunt ceva mai inteligenți. Și sunt o grămadă de oameni atât de proști de te interesează. Cum e posibil să fie atât de proști? Dar mor, știi? Devin zombie. Da. Deci nu poți să fii prost multă vreme. Asta îmi place la serialul ăsta. E un tip, e da, prost, e vreo prost. Actorii principali nu sunt chiar așa de proști. Amor. Păi nu mai zi, da. Mă, că mor, nu moare. Te îndrăgostești de un caracter, personaj, stai chill, moare. Ba, zombie rapid și oameni proști, cam asta e. Exact. Asta e serialul. Dar e bine făcut, e foarte bine. Trebuie neapărat să te uiți peste el. Ok. Mai am încă unul și gata. Război cu fantomele. Ghiși despre ce este acesta. Dar arată groaznic. Deci... Da, chiar arată. Hai să nu ne, hai să... Asta este, chiar e horror. Cred că e singurul film la care te-am văzut la horror, la care... Scârbit, nu? Da. De obicei când aude Alex de horror e... oameni despicați în două vieri, sânge, Țineți de anunț că eu am încheiat, continuă, te rog crazy dacă head. Mai e ceva. Crazy? Rapid. Crazy, rapid? Crazy head. Crazy head. Despre ce crezi că poți să fie crazy head? Despre un om care are un cap nebun, adică el este nebun și care omoară oameni pentru că este nebun. E o tipă care vede creaturi demonice și trebuie să se lupte cu ele. Dar actoria e super proastă. Adică e făcut la mișto serialul. Deci, recomandă-le oamenilor un serial făcut la mișto care se numește... Crazy Head. Vă urăm vizionare plăcută. Bă, acum, mie plac filme horror, dar la filme horror îmi place faptul că sunt ultimele filme care reușesc să mai transmit o emoție. Indiferent care fie aia. Te face filmul horror să ții cu personajele care sunt în fața ta. Există o miză, există ceva acolo. Știi? Da, acum când îi văd pe ea despicat și în alta, normal că mă uit în altă parte, că nu asta îmi place. Ai tot timpul frica aia că o să moară? Da, că se întâmplă ceva, știi, ești acolo, prins. La o comedie, la film de acțiune, na, că de obicei lumea supraviețuiește în filmul de acțiune, știi? Da, nimeni nu moare în filmul de acțiune. Nu, mor aia 5.000 care vin cu armata, dar aia doi cu pistolul cu 12 gloanțe nu mor. Keanu Reeves niciodată nu moare într-un fel de acțiune, niciodată. Nu. Și asta a fost tot pentru astăzi. Spuneți în secțiunea de comentarii dacă ați văzut serialele. Dacă v-au plăcut. Care alte seriale de genul ați vrea să vedeți? Uitați-vă măcar la un episod din Santa Clarita's Diet. Trimiteți lui Netflix un mesaj de hate că i-au dat cancel. Da. De... Și măcar i-au dat... Și nici nu se termină în plop. Cine e plop? Santa Clarita's Diet se termină în plop. Adică nu se... Cine e plop ăsta? E un actor care joacă la... în film? Da. Scrieți-ne în secțiunea de comentarii despre ce vreți să mai vorbim, de tipuri de filme. Filme horror sau, nu, seriale Netflix horror v-au mai plăcut. Putem face o listă și non-Netflix, dar seriale să fie, pe care să le discutăm. Da. Noi nu-i facem reclamă Netflix, doar că toată lumea are Netflix. Eu sunt Alex Cosma. Eu sunt Bogdan Onic. Și ne vedem data viitoare. Pa!